Părul este tos, să ridica cu picioare, să dăm cinste cu Dumnezeu. Și să ne apropiem de acest roman, capitolul 4, începând cu versetul 16, până la versetul 22 inclusiv. Pagina în Biblie, 1098. De aceea moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har, și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Avram, nu numai pentru sămânța aceea care este sub lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avram, tatăl nostru al tuturor, după cum este scris, te-a rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică, este tatăl nostru înainte de Avram, care a crezut, care înviază morți și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Nădăjduind împotriva oricărei nedești, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cum i se spusese, așa va fi sămânța ta. Și fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit, avea aproape 100 de ani, nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui a dat slavă lui Dumnezeu, de plin încredințat că el ce făgăduiește poate să-și împlinească. De aceea, credința aceasta i-a fost ocotită ca neprihănire. Amin. Vă rog, respectă, să ocupați din locurile. Aș vrea să ne apropiem cu inimă curată, cu dorință în suflet de a înțelege voia lui Dumnezeu pentru noi de acest cuvânt, în timpul acesta care noi avem în lume, și aș vrea ca Dumnezeu să binecuvânteze toate cuvintele care au fost citite în auzul vechilor noastre în această zi. Eu chiar cred că cuvântul lui Dumnezeu este o candelă, este o lumină, este o tălăbuză pe cameră. Chiar cred asta. Fratele Iosif, care face programarea, a ales acest text. Cred că a fost inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-l pună în programare și cred că chiar să se binecuvânteze mie. Am avut de când, de mult, să vorbesc despre credință. Dar nu prea am obiceiul să-mi aleg textele, las lucrul acesta în seama conducerii. Și dacă a venit, aș vrea să schimbăm și să împărtășim câteva gânduri legate de acest subiect. Dacă ar fi să dau și eu, ceea ce nu fac de regulă, un nume unei predici din textul acesta, aș numi predica aceea despre adevărata credință. Sunt multe credințe în lume astăzi. Sunt foarte multe credințe. Sunt unii oameni care atârnă bine o centură cu explozibil și trimiși de comandanții lor, de mai mari lor, să se detoneze în public, să moară ca martiri, zic ei, pentru Allah. Ei cred că în urma acestor fapte pe care le fac, ajung undeva într-o raia lui Mahomet, unde vor avea parte de, știu eu, experiențe extraordinare. Sunt oameni care cred că după ce trăiesc viața aceasta, dacă n-au trăit-o bine, ajung într-o altă viață și vor trăi o viață de un nivel inferior. Dar dacă apoi viața aia o trăiesc mai bine și un mai corespunzător, se ridică la o altă treaptă și tot așa, trebuie reîncarnări repetate. Sunt multe credințe. Nu sunt cei mai mulți pe pământul acesta care cred în Dumnezeu. Sunt cei mai mulți care nu cred în Dumnezeu. Cred în altceva. Dar chiar și dintre cei care zic că cred în Dumnezeu, nu au o dreaptă credință. Nu au o credință bună. Eu am întâlnit oameni care nu erau duși la biserică. Dacă îl întrebai celui, ziceați creștin. Și crede Dumnezeu? Domnul Neluțu, trebuie să fie ceva până la urmă. Undeva trebuie să fie ceva. Adică crede că ar fi ceva pe undeva. Crede. Dar asta nu-i dreapta credință. Nu-i credința adevărată. Nu-i credința care te mântuiește. Și aș vrea cu ajutorul Duhului Sfânt, dar am puțin timp la îndemână,
să punctăm câteva lucruri despre credința care ne mântuiește. Și o să începem, și sigur, a fost pus în fața noastră exemplul unui bărbat și o să vorbim de el dacă o să ne ajungă timpul. Dar vreau să începem cu a citi ceea ce eu numesc definiția credinței. Am găsit aici în Biblie și seamănă cu o definiție, așa cum înțelegem noi definițiile. De exemplu, dacă deschidem împreună Cartea Sfântă, Biblia la Evrei, în capitolul 11, la versetul 1, sunt câteva cuvinte spuse de Apostolul Pavel și spune el, ca o definiție a credinței, ce este credința? Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Repet încă o dată. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Bine, va zice cineva, cum adică? În ce fel de lucruri este o puternică încredințare? Noi vorbim despre Dumnezeu și noi vorbim despre credința aceea care are în față, în centru, la mijloc, pe Dumnezeu. Credința aceasta, spune tot Apostolul Pavel în Epistola lui către Romani, în capitolul 10, vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Deci vorbim de o credință care are la bază Cuvântul lui Dumnezeu. Adică, Dumnezeu transmite un mesaj. Cum a transmis lui Abraham un mesaj. Și o să mă duc așa prin viața lui Abraham și prin trăirea noastră de zi cu zi. Și cuvântul acesta lui Dumnezeu care ajunge la urechile noastre, în urma auzirii acestui cuvânt, în mintea mea și din inima mea se declanșează ceva. Adică, îl aud pe Dumnezeu vorbind despre niște lucruri care nu le întâlnesc pe pământ. De pământul acesta, Biblia numește pământul acesta Valea Lacrimilor, Valea Plângerii, Valea Umblei Morții. Și aud din mesajul lui Dumnezeu despre o împărăție. Unde nu-s lacrimi, unde nu-i boală, unde nu-i durere, unde nu-i întuneric, unde nu-i moarte, unde nu-i suferință, unde nu-i minciună. Și în mintea mea și în inima mea încolțește acolo ceva. Da, dacă lucrurile astea sunt așa cum mi le spune cuvântul acesta, dintr-o dată mă găs de el. Dintr-o dată mă găs de acele lucruri și zic, dacă sunt, și ele sunt, și încep să cred că sunt, merită orice ca să apuc și eu acele lucruri. Și de aceea spune Apostolul Pavel în capitolul 11, versetul 1, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Dar orice lucruri nădăjduite, ci aia care vin prin Cuvântul lui Hristos, prin Cuvântul lui Dumnezeu, o puternică credințare despre lucrurile care nu se văd. Aș pune o întrebare. Biserica primară și sigur Avram și acest titan al credinței, el s-a agățat de cuvintele lui Dumnezeu și în are dăzduit. Și într-adevăr, pentru el a fost așa, o puternică credințare despre lucrurile care nu se văd. O încredere neclintită în lucrurile nădăzduite, care au fost puse de Dumnezeu. Biserica de aici, din Lavar Moreau. Ce nădejde are? Este un prim gând. Pentru că vreau să vă spun ceva. Noi putem să venim la adunare. Noi putem să cântăm la adunare. Noi putem să spunem poezii. Noi putem să predicăm. Am auzit de oameni care predică și atunci când îi chemați să predice și au un foarte bun cuvânt, îți bun oratori. Și pun un preț. Dacă nu capăt și eu ceva, nu vin. Nu pierd ziua. Păi nu știu ce credință au. Credința că pot să ajungă oameni bucați în Evanghelie. Evanghelie. Credință care crezi că Evlavia e un izvor de câștig. Sunt și de ea. Eu întreb aici, în biserica noastră, în comunitatea noastră, tu ce nădejde ai? De ce te-ai agățat? Că lucrurile care n-au legătură cu cuvântul, cu promisiunea lui Dumnezeu, aia nu-i credință. Aia n-are de face cu credința care te mântuiesc. Aia poate fi o credință ca multe alte credințe, că la altă să-ți cumpere altă mașină, că știu eu o să-ți schimb casa, că o să ajungă copiii de izegat de facultatea, că o să faci o nuntă la vară, că ai ceva în program și poți să crezi că astea se vor întâmpla
Dar să n-am de-a face cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu are de-a face cu ceea ce a promis El, nu pentru pământul acesta. Ci pentru care pământ? Spune Apostolul Petru, dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou. Cuvintele mele din această dimineață se adresează acelor suflete, acelor inimi, acelor persoane care au nădejde aceasta, au încredințare aceasta, să agațe de aceste lucruri pe care le-a vorbit Dumnezeu, pe care le-a promis Dumnezeu. Și îmi doresc să fie așa, că dacă nu, e pierdut timpul deja. Biblia spune la modul absolut, dacă nu mă pentru viața aceasta, auziți-mă bine, dacă nu mă pentru viața aceasta le-am pus nădejdea Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oameni. Sunt unii care nu și-au pus nădejdea Dumnezeu pentru viața cealaltă. Nici măcar nu și-au pus nădejdea Dumnezeu. Comuniștii au spus, omul el însuși poate să ajungă, știu eu, la prototipul de om nou. Sunt oameni care asta spun. Occidentul, societatea în care trăim, învață aceasta. Și copiii spun, îs împinși de mici să dezvolte o mentalitate în mintea lor, că prin ei înșiși reușesc. N-au nevoie de nimeni de nimic. Nici măcar de părinți. Dar aceasta este o credință care nu te duce la mântuire. Este o credință falsă. Credința aceea autentică este atunci când îți pui încrederea și o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, dar acele lucruri care au fost aduse în mintea și în inima ta prin cuvântul Domnului Hristos. Adică, despre o altă împărăție, despre o altă viață, despre o altă stare de lucruri, că lumea aceasta este efemeră, e trecătoare și pământul acesta chiar este efemer și trecător. Și Biblia spune că pământul cu tot ce este pe el va arde. Și nu ne punem nădejde în aceasta. Omul acesta, Abraham, este pus înaintea noastră, de exemplu, de un astfel de astfel de credință. Este pus înaintea noastră ca un exemplu de om care într-o zi a primit din partea lui Dumnezeu un mesaj. Și credința aceasta care s-a s-a născut în inima lui, credința aceasta care a prins rădăcini puternice în el, în sufletul lui și în inima lui, l-a făcut să pună totul pe acest Dumnezeu. Să meargă la modul absolut după acest Dumnezeu. Că vreau să vă spun ceva. Faptul că Avram a fi crezut pe Dumnezeu că există, nu se schimba cu nimic raportul dintre cei doi. Faptul că cineva declară eu cred în Dumnezeu, nu-l face să ajungă în cer. Biblia spune că mulți zic, Doamne, Doamne. Sunt oameni raționali care spun trebuie să fie ceva undeva. Și așa, după concluzia lor, există vreo divinitate care merită să o recunoască divinitate. Dar nu se formalizează să îi se închine și să îl iei pe acel Dumnezeu și cuvântul lui și să zică de azi încolo, mă agăț cu toată puterea de cuvintele acestui Dumnezeu și vreau să fie Dumnezeul meu și să stau lipit de El și să fac tot ce vrea El. Credința care nu e urmată de ceva, care nu te pune pe tine pe jar, care nu te împinge la nicio acțiune, este o credință falsă. Este o credință care nu te duce la mântuire. Vreau să vă spun că Apostolul Iacov, el spune aceste cuvinte foarte desfășite. Frații mei, ce folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Sigur că vin unii și spun, uite, eu am găsit scris în Biblie că credința n-are nevoie de fapte ca să te ducă la mântuire. V-am spus odată că cineva din biserică, se știe cine publică mesaje pe YouTube, a publicat un mesaj de-al meu pe YouTube și s-a legat un frate de mine, un frate baptist, fiul unui păstor pe care îl respect și l-am admirat și l-am admirat și de azi. Vreo 90 de mesaje am găsit acolo. Ăsta a trebuit datul de rambor, nu m-ai lăsat să vorbească, cum adică, pe lume credință, mai trebuie ceva. Și nu i-am răspuns. Dar mă uit în Scriptură. Iacob zice, frații mei, ce folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate să mântuiască credința aceasta? Încă o dată întreb. Și vin unii și spun, nu, domne,
Dacă cineva are fapte și se laudă cu ele, nu e valabil. Și să știu eu, fără fapte, ca să nu se laude nimeni, că unii pot să facă și alții nu pot să facă. Nu e vorba de acele fapte. Sau cum zicea Apostolul Pavel, dacă credeți că prin faptele legii sunteți mântuiți, sigur că nu mai e nevoie de credință. Voi așa credeți și credeți greșit și nu o să ajungeți la mântuire. Dar este o diferență între faptele legii și faptele pe care le face credința adevărată în Dumnezeu. Faptele legii, nu, zicea fratele Iosif într-o seară, atinge partea din afara paharului. Ei evrei au fost învățați că dacă aduc jertfe, cheltuie ceva. Chiar strâșnind din dinți, că trebuie să dea cel mai bun el. Dar fac. Au fost învățați că anumite ritualuri ale lor, anumite fapte ale lor, pot să-i curățească din păcatele care le au. Și bineînțeles că mergeau la templu și pentru fiecare amănunt, pentru fiecare necurăție, pentru... Plus că marele preot odată pe an aducea jertfe și sfințea tot poporul. Și Pavel se referă la faptele legii care nu te pot mântui, că dacă ar fi putut să te mântuiască, nu mai venea jertfa supremă Domnul Hristos. Dar există un alt fel de fapte de care ne vorbește în legătură cu viața lui Avram. Credința pe care Avram a dobândit-o în urma mesajului lui Dumnezeu, l-a făcut să se agațe de acest Dumnezeu, să-L ieie pe Dumnezeul acesta ca singura rațiune de a exista și la toate reacțiile lui Dumnezeu să aibă o reacție. Și asta e credința adevărată. Asta i-a fost făcută în pionire. De exemplu, vă dau un exemplu. I-a spus Dumnezeu la Avram, ieși din țara ta, din poporul tău, din casa tatălui tău, și vine într-o țară pe care ți-o voi arăta eu. Există în Biblie expresia aceasta. El n-a știut unde merge, dar a ascultat de Dumnezeu. Și a făcut-o cum a făcut-o? Prin credință, prin credința aceea, că s-a agățat de Dumnezeu cu toată puterea. Și a zis, ce mă face Domnul cu mine, indiferent unde mă trimite sau unde mă cheamă, sau în ce împrejurări mă pune, eu mă țin numai de El. Că va fi bine, că va fi rău, că voi răbda de foame, că voi răbda de sete, că voi trece prin ape. Eu mă țin de Dumnezeul acesta. Că până la urmă cred că îmi va face bine. Există oameni care cred că se pot mântui prin fapte fără credință în Dumnezeu. Sunt culte tradiționale, unele dintre ele, sau unul dintre ele, a inventat la un moment dat ceea ce dumneavoastră ați auzit sub numele asta de niște petece de hârtie numite indulgențe, pentru care dacă plăteai o sumă de bani, ți erau iertate păcate. Și oamenii erau făcuți să creadă că pot să n-ai credință, pot să fie acasă de Dumnezeu, pot să n-asculte de Dumnezeu, pot să trăiască după cum vor, dar dacă dau o sumă de bani, ajung din cer. Ba unii cred și despre unii oameni care au trecut din viață, că ar mai putea încă să schimbe destinul lor veșnic, făcând ceva pentru ei. Aud eu, mai ales când lucram în România, n-am participat niciodată, dar vedeam colegi, aveau câte un parastas, cum se spunea pe atunci, pentru bunici, pentru... Și veneau și la lucru, cu băutură, cu prăjituri, cu carne friptă. Hai mă, luați-mă că e pentru sufletul lui bunica. Dar ce faci, mă, pentru bunica? Păi, băi, ea, dacă nu putea să-și facă, fac eu acum. A să o mântuiască și pe ea Dumnezeu. Nu de faptele astea e vorba. Astea nu te duc la pocăință. Dacă ar fi așa cum zicea fratele Mircea, parcă de Bill Gates, omul ăsta s-ar spunea un loc în rai. Că am auzit că are o societate de binefacere în care ei au investit vreo 20 de miliarde de dolari și în 68 de țări implicat cu ajutorări. E ușor pentru ăsta să ajungă în rai, dacă ar fi așa. Că face fapte, dar despre credința Dumnezeu n-are habar. Poate nici nu crede că există. Am întâlnit oameni care merg pe varianta asta. Băi, ce fac și eu ceva, că nu se știe. Poate îi ceva. Dar nu crezi că îi? Bă, nu știu. Îi disputat. Dar tu zici ce fac eu astea. E, dar dacă cum au ceva, poate Dumnezeu să uită și la ce am dat eu la colectă, la ce am dat eu la biserică, și în virtutea acestor fapte pe care eu le-am făcut, chiar dacă n-am fost un om bisericos, și am făcut și avorturi, și știu eu, m-am bătut și cu vecinul, și am mai făcut. Dar tot mă mântuiește că am dat și eu. O să ține cont de ce am dat. Fals. Credința aceasta nu te duce la mântuire.
Deci aș vrea să revenim și să ne luăm puțin. Avram avea o credință. Credința lui era legată de legătura lui cu Dumnezeu. De ceea ce a promis Dumnezeu. Și a așteptat din partea lui Dumnezeu toți pașii pe care el trebuia să îi urmeze. S-a încurat puternic în realitatea aceasta. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Vă dau un exemplu foarte pământesc. De exemplu, am citit undeva și despre Avram spune Biblia că el a locuit în corpul în timpul vieții pe pământ pentru că a recunoscut prin aceasta că erau străini și călători și așteptau să intre într-o altă țară, într-o altă cetate. Aveau în vedere o altă împărăție. Vă dau un exemplu. Prin secolul 18-lea, cred că s-a întâmplat, și citim mai multe istorie de felul acesta, a avut loc un naufragiu. Un naufragiu. Naufragiul acesta a distrus corabia pe care erau mai mulți oameni, dar au rămas 3 supraviețuitori, o femeie și 2 bărbați. Împreună cu resturile corabiei au ajuns pe un țărm. Foarte repede și-au dat seama că e o insulă pustie. Cu restul din corabie, cu unelte ce au mai găsit pe acolo, au găsit și un ochean de ăla mai rudimentar la vremea aceea. S-au uitat în jur și n-au văzut nicio așezare, niciun fum, niciun semn că insula e locuită, dar nici îndepărtare. Un alt mânt. Și au dat seama că este o insulă pustie. Ce credeți că au făcut? S-au agățat de un gând, de o idee. De o nădejde. Că va trece într-o zi un vapor pe acolo și va salva. O altă corabie. Sigur, nu puteau să stea să nu facă nimic. Trebuiau să trăiască, trebuiau să-și încropească ceva de ale gurii. Trebuiau să, știu eu, prindă ceva animal eventual. Să vâneze, să prindă pește. Să-și facă un adăpost împotriva frigului, a vântului, a ploii. Și-au lucrat pentru aceasta. Dar în fiecare moment al existenței lor, acolo, pe insula aceea pustie, erau agățați de nădejdea aceasta. Că vine cineva și îi salvează. Că trece pe o corabie, pe acolo, prin larg, și descopere existența lor acolo și ia la bord. Și ca să dea înțeles că sunt în primejde și au nevoie de salvare, au făcut niște lucruri mari pe plajă și din loc în loc. Și pe înălțimi și i-au pregătit și dacă apare pe o corabie, le dăm foc și semnalizăm că suntem aici. Și asta era preocuparea lor de, de căpătrii. Să aibă lemne uscate, să fie pregătit să dea foc la acele, știu eu, mormare de vreascuri strânse. Dar pe lângă asta trebuiau să și trăiască, să ocupau și de viața de zi cu zi. Cam așa înțeleg eu că este credința unui creștin adevărat. Cam asta a fost credința lui Avram. Putea să se întoarcă în țara lui, văzând ce greu i-a mers, mergând spre Canaan. Biblia spune că ar fi avut timp să se întoarcă în țara de unde a ieșit. Dar pentru că l-a luat pe Dumnezeu, pe cuvânt, pentru că s-a agățat de promisiunea lui Dumnezeu, a zis, mă duc pe mâna asta. Și lucrul acesta, spune aici, i-a fost socotită ca o neprihănire. Dar nu fără fapte. Numai că acele fapte pe care l-a obligat credința în Dumnezeu să le facă. Nu pe care le-a cerut Dumnezeu. Să uită frații la mine, și știu ce unii din ei spun în mintea lor. Fratele Vale e un legalist. El vorbește de fapte. Eu sunt foarte convins că nimeni nu se poate mântui prin fapte. Dar sunt la fel de convins că nimeni nu se poate mântui fără fapte. Există o credință care te obligă. Dacă cineva vine la biserică și spune, eu cred. Dar dacă crezi, ce ai luat din cuvintele lui Dumnezeu de care te-ai agățat? Păi cred că există un rai și unde voi ajunge și eu. Dar mai are câteva cuvinte pe acolo, pe lângă astea. Alea nu sunt pentru mine. Pentru mine a fost numai promisiunea lui și afirmația aceasta că este undeva un rai. Dar dacă îți cere fiul?
Dacă îți cere să ieși din țara ta, din obiceiul tău, din tabieturile tale, dacă îți cere să lași deoparte business-ul care l-ai, dacă îți cere să renunți la confort și să mergi în Africa, dacă îți cere să faci altceva, ca să ajungi la mântuire, ce face credința care spui că o ai cu tine? O să zic că, frate, am copii de crescut, am o carieră de dus la bun sfârșit. Aia nu-i credința care te mântuiește. A fost pus înaintea noastră acest om. Omul acesta i-a spus Dumnezeu, ești din țara ta. A trecut prin multe. N-a găsit numai bine pe unde a umblat. Dar vine și un moment crucial în viața lui. Una dintre promisiunile lui Dumnezeu era că a fost o să-i dea un copil la bătrânețe. Un moștenitor. În copilul acesta era vorba să fie binecuvântat neamul evreu. Și îl dă Dumnezeu. Își împlinește pregătirea. Și apoi, după o vreme, îl cere înapoi. Nu pare cumva foarte dur Dumnezeul ăsta care te pune la astfel de încercări? Pare, nu? Dar uitați-vă, spune Biblia că omul acesta, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut. Ce a crezut? A crezut chiar că Dumnezeu ar putea să-i dea copilul acesta înapoi și din cenușe. Adică n-a anulat cuvintele lui Dumnezeu care i-au făcut în inima lui să se nască credința. Nu a zis, Doamne, nu mai cred nimic. Că uite, mi-a dat un copil, mi-a promis, a ținut de cuvânt, dacă a venit la voi, înseamnă că nu mai rămâne în picioare nimic din ce a zis. Nu se întâmplă de multe ori pe viața noastră, în viața noastră pe care să ne potignim din pricină că vedem că nu ne merg lucrurile chiar așa cum scrise în Biblie? Sau ni se pare că nu ne merg? Am văzut oameni care s-au potrivit, care s-au lăsat de pocăință, care au renunțat la susit pe Dumnezeu, pentru că au zis, și auzeam de zilele trecute pe cineva, m-am certat cu Dumnezeu. M-am certat, dar cine este să cer cu Dumnezeu? M-am certat cu Dumnezeu pentru că una scrie în Biblie și alta mi se întâmplă mie. Nu e adevărat. Biblia spune despre credință că este o ancoră puternică în lucrurile acelea pe care ți le-a spus Dumnezeu. Dar chiar dacă pe parcursul împlinirii lor vă va trebui să treci prin niște teste, prin niște probe, nu dai înapoi. Spuneam fratele Mircea, la începutul slujbei, că ar vrea să fie frați care să vină numai cu încurajări. Să vină numai cu încurajări. Conducerea bisericii are o unealtă la îndemână dacă crede că eu sunt din ăla care nu mai sperie pe frații. Dar iertați-mă, câteodată mai trebuie și speriați frații. Câteodată trebuie spus și nu voi abdica de la ceea ce mi se pare mie a fi obligatoriu pentru inima mea, pentru sufletul meu. Să spun lucrurilor pe nume, cum sunt. Eu văd în biserica noastră frați și surori, tineri, bătrâni, care se bucură de cuvinte de încurajare. Se bucură de cuvinte de încurajare. Se poate, așa, sigur. Dar când îi se spune așa niște cuvinte care mai trebuie să corecteze ceva în viața lor, sau să-și pune semne de întrebare dacă sunt pe cale, se întristează. O, zice, ăsta iară cu negativism. Dar oare, nu te poți întreba așa cu sinceritate, cum mă întreb și eu, am credința aia lui Abraham? Credința aia te duce la mântuire. Credința aia care să fie urmată de fapte. Zice în Evrei, și citim și acest cuvânt, capitolul 16 din capitolul 11 se spune și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Dar credința asta pe care o a avut-o Abraham și alți oameni, de exemplu, versetul 7 spune prin credință Noe. Când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, și plin de o teamă sfântă a făcut un chibot ca să scape viața, să scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin ce fel de credință? Printr-o credință care l-a obligat pe Noe, crezând cuvintele lui Dumnezeu, să iese curea, să meargă în pădure, să înceapă să taie la carpen și să construiască o arcă, un chibot sfânt, îi numit aici în Biblie. El este moștenitor al credinței, al împărăției, prin credință, care se capătă prin credință, pentru că a pus mâna pe gură.
plin de o teamă sfântă. Prin credință, când Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care vrea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Dar dacă nu se ducea și declara, îl cred pe Dumnezeu, credința aceea îl ducea la mântuire, îl ducea la izbăvire, îl ducea la o relație bună cu Dumnezeu, îl ducea să-i spună Dumnezeu despre el, eu îl cunosc și știu. Și el a poruncit fiilor lui după el să umble pe calea Domnului și să păzească ce este drept, îl ducea acolo. Aș vrea ca biserica din Montreal, copiii mei, fiicele mele, ginerii mei, nepoții mei, să înțeleagă că este o credință care te obligă la fapte. Adică te obligă să te ții de Dumnezeul acesta, să nădăjduiești, să crezi în promisiunile Lui și dacă crezi în împărăția Lui cerească, te dezlipești de pământ. Nu mai împarți lucrurile. Nu vrei două raiuri. Cum zice o poezie și aici se manifestă două baiuri. Când omul vrea să aibă două raiuri, cu orice preț, cu riscuri de mormânt, vrea un cer și unul pe pământ. Și atunci când toate planurile cad, din două raiuri, mai rămâne un iad. Credința aceea care te mântuiește, te obligă și pe tine, ca pe Avram, ca pe Noe, ca pe Isaac, să faci ceva. Și voi câteodată și iertați-mă, nu vreau să jignesc pe nimeni. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Suntem foarte, foarte atenți cum se schimbă moda în societate și o împrumutăm și noi și o ducem în biserică. Ne frică nu cumva să ne confunde cineva cu niște oameni bigoți. Și punem așa o bentiță pe capul lor, să punem un papic. Să ne acoperim că suntem înaintea lui Dumnezeu. Sau un semn așa, un mic triunghiuleț în vârful capului. Și spunem că avem credință. Aia e credința cum a avut-o Avram, care a pus mâna pe cuțit și a fost gata să-și sacrifice fiul pentru că i-a cerut Dumnezeu și tu nu ești în stare să-ți zmungești un pic fusta, să-ți acoperi genunchii, vorba lui Nelu Brie, când vin surorile la biserică, parcă nu știu de unde pleacă. Și apoi începe dansul pinguinului, tot trag de ea să mai o lungească un pic. Ai tu că ai plecat pe de acasă scurtă. Ai credință adevărată. Care pe tine nu te pune să faci nimic, o să zică cineva, frate, nu asta trebuie. Dar care? Te-ai dus în Africa, s-a ajuns spre norociția aia de acolo. Te-ai dus eu pe stradă să vorbești cu oamenii nemântuiți. Nici măcar nu vrei să fii o priveliște pentru aia de afară. Vrei să te confunzi cu trecătorii, cu ceilalți, să nu știe nimeni cine e. Să nu se uite la tine ca niște străini. Doamne, Dumnezeul meu mare și sfânt, trezește biserica aceasta. Amin. Amin. Avem nevoie de o credință autentică. Avem nevoie de credința aceea de care dacă ne agățăm de Dumnezeul acesta, ne uităm în Biblie, citim în Scriptură, ce îl place lui Dumnezeu? O femeie când se căsătorește, o mireasă. Nu acum, dar așa era pe vremuri. Mergea la mama băiatului și o întreba, ce-i place la Gigel să mănânce? Dar ce te interesează? Îi faci ce vrei tu după ce bărbatul tău. Nu, eu vreau să-i fac ce-i place. Eu vreau să știu cum e gătit. Vreau să știu cum e călcat hainele. Da, ce-i calcă lui hainele și-i gătesc eu. Să ducă la măsa să mânce dacă vrea. Nu o să-i fac mâncare. Aia nu-i dragoste? Nu, ăla e un contract matrimonial. S-au pus doi oameni împreună pentru cine știe ce? Noi spunem că iubim pe Dumnezeu, că iubim pe Domnul Hristos. Să cântăm despre El. Suntem gata să murim pentru Domnul Iisus, ne jertfim. Dar nu suntem stare să ne acoperim capul de ce scrie în Biblie. Sau nu suntem în stare când trecem pe un amărât să întindem o mână. Sau dacă o întindem, o facem cu calcul. Să scrie acolo în catastif Dumnezeu că am dat și eu. Nu de dragul Domnului Iisus Hristos. Credința aceea te obligă să faci ceva. Vă dau și un exemplu din viața de zi cu zi. Un om care, să zicem așa, vrea să fie mai bun, vrea să fie mai pocăit, vrea să fie mai aproape de Dumnezeu, dar zice, bă, frate, nu pot. Eu sunt de acord cu ce spun, dar dacă atâta pot, ce o să-mi facă Dumnezeu? Dacă atâta pot. S-a pus la îndemână Dumnezeu și niște arme, niște unelte, care se întărească pe care, în credință. Una din armele care se vorbește puțin în biserici. Nu numai la noi. Și în alte părți. Este postul. Da? Este postul. Spunea un frate slujitor, am câțiva frați care i-am admirat întotdeauna,
Mâine ce fratele Gagea, bătrânul, are și el copii de-a mea, că am sunat acum de anul nou, spunea pe vremuri despre o întâmplare, despre unul care despre frate, eu atâta pot. O zic păstorul bisericii pe el, auzi, ești prea iute, ești prea mânios, ești prea, știu eu, te răstești tot timpul la toată lumea, te răstești la nevastă, îi vorbești tot timpul repezit. Dar frate, dar nu pot să scap, nici nu vreau să fiu așa. Și nu vreau să fiu altă, dar nu pot. Asta e condiția mea. Auzi, dar de postit ai postit? Oh, de câte ori n-am postit, nu s-a întâmplat nimic. Auzi, ascultă-mă pe mine, eu îți mai dau un sfat. Mai ia o dată niște zile de post. Dar cum îți spun eu? Începe de lunea. Vrei să fii blânduț, vrei să vorbești binevoitor cu nevasta, vrei să nu te mai răstești la ea, vrei să nu-ți mai sară țandăra din orice. Începe de lunea, stai în post. Vine seara, când îți pune soția mâncarea pe masă sau când știu eu, te apropii de casă, de la lucru. Și e vremea să mănânci. Dacă ai scăpat de duhul ăla care te chinuie și nu te lasă să trăiești normal, mănânca dacă ai scăpat de duhul. Și dacă nu, nu mânca. Nu mânca. Dar ce se fac? Păi eu continui postul pe a doua zi. Două zile legate. Și a doua zi, dacă vii acasă și știu eu, iar nu mănânci. Dacă n-ai scăpat. Și o iei pentru a treia zi. Trei zile, da? Și chiar mai multe. Și eu am lăsat fratele slujitor din Biblie, de la oamenii lui Dumnezeu, că au stat multe zile înaintea Domnului, când au vrut o rezolvare. Că Dumnezeu ne dă și un lemn ca să ne facem lucrare. Și omul așa a făcut, o vers acasă, și eu spun la nevastă, bine, nu mănânc. Răschit, bineînțeles, duminică seara. A doua zi, o stat la lucru, nemâncat, fără apă, venit seara acasă, casa s-a grăbit repede de până în asta, că știa că este părăcios. Dar pe vremea aia se postea până sfințea soarele. Mai era un pic de lumină afară și au zis, am zis eu că mânc? Te-ai cu mâncare! Și dă una pe telefon de ce tătălas. Dar am scăpat de lucrul ăla. Ce nu mănânc, iau de aici. Nu am mâncat. S-a urcat flământ. O venit dimineața, o la lucru flământ, o rucat toată ziua, o venit seara, acum nevasta, nu-i mai pus mâncare. O aștepta să ceară. Și? Vrei să mă omor cu foamea? Nu mergi în mâncare! Bă, omul de tată. Drept de zi bună ceva de mâncare. Și nu mai intră. Nu mai intră, pe tot las. Fratele, eu zic că bune, nu scap să nu mă las. Și-o venit și-a treia zi. De trei zile nemâncat. Și nevasta îi tremura mâinile când venea cu farfuria cu sumă. El se scoală de pe scaun, neașteptat, îi făcut mâncarea. Și așa a început și cu sfială. Întinde și el mâine. Încet, dracă, să nu pleci. Adică scăpat. Nu s-o mai răschit niciodată în viața lui. Eu vorbit, spunea tatăle, se-mi mira o lume de el. Unde omul ăsta care îl știam cu mâini, mă zice, mă, așa e nașura mea, nu mă pot schimba. Nu. Dumnezeu cheamă pe nume lucrurile care nu sunt și el iau ființă. Poate modela caractere, poate schimba inimi. Poate să te facă dacă te agăți puternic de El și de Cuvântul Lui și ești chiar hotărât să împlinești Cuvântul Lui și să te ții de El în toate împrejurările vieții, poate să-ți dea putere să treci cu fruntea sus pe mijlocul unei mari mulțimi care se râde de tine. Și în loc să-ți fie rușine că râde de tine că ești pocăit, în inima ta să fie acest gând. O, sărmani ești de oameni, cum aș face să le spun de Domnul Hristos? Cum aș face să aduc pe unii din ei la mântuire? Asta e credința. Aș fi putut să vă spun mai multe lucruri, dar s-o pus timp. Dar vreau să vă spun ceva, frații mei. Există scris în Scriptură multe versete despre credință. Este credința aceea pe care o aveau evreii, că ei prin faptele legii, prin jertfele pe care le aduc, prin ritualele care le iau, puteau ajunge la mântuire. Dar sângele țapilor și a taurilor n-au putut să îi izbăvească pe ei. Și a venit Domnul Hristos. Și este credința aceea care vine în urma promisiunilor lui Dumnezeu, te agheți de ele, te ții de ele și în singura ta nădejde îi să te scape Dumnezeu din lumea aceasta. Nu să-ți faci carieră aici și cu promisiunile astea în mână, orice ți-ar cere Dumnezeu să faci, ți s-ar părea puțin, ușor și ai fi gata să plătești orice preț. Nu din obligație. Și pentru că te-ai agățat de Dumnezeu.
și credința aceea îți va fi socotită ca neprihănire. Amin. Amin. Și soror, ar vrea să adaug ceva. Să știți că să încurajezi pe cineva este un dar de la Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că unora Dumnezeu o da darul încurajărilor sau îmbărbătărilor. Dumnezeu să ne dea acest dar la toți dintre noi. Dar este adevărat atunci când este nevoie de mustrare, să lăsăm pe Dumnezeu ca El să ne vorbească, pentru că să știți că Dumnezeu zice că El face rana, dar El o și leagă. Pentru că El este așa. Ne s-a vorbit astăzi despre credință și n-ar vrea să adaug decât ceea ce spune Scriptura. Și, și fără de credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Duhul Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caut. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne mărească credința. Poate cineva spune de aici și se întreabă, oare cum a dobândit Avram credința aceea puternică de Dumnezeu îl numește? El este tatăl tuturor credincioșilor. Nu este timp să mai adaug, dar ar vrea să vă spun. În Genesa, în capitolul 12, primul pas care l-a făcut Avram pentru această credință, știți care a fost? Ascultarea de Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Avram, ieși afară din familia ta, din casa tatălui tău, din rudenia ta, din țara ta și du-te în țara în care îți voi arăta. Avram a lăsat părinți, a lăsat neamul, a lăsat locurile la care poate o ținut, mai mult sau mai puțin, și a mers acolo unde Dumnezeu l-a trimis și unde Dumnezeu avea de gând să-l prelucreze. Mă rog lui Dumnezeu ca El să ne ajute. Că primul pas care să-l facem spre Dumnezeu este prin ascultare de Dumnezeu. Și în felul acesta Dumnezeu să ne mărească credința la toți. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să mulțumim Domnului pentru ziua aceasta, să mulțumim pentru binecuvântările Lui începând de la ceasul rugăciunii, cu cuvântul lui Dumnezeu cu care am fost binecuvântați astăzi și Dumnezeu să fie bucuria noastră, să ne păzească în continuare, să ne ofrătească spre casele noastre, iar mi-aș permite să spun încă un demn. Dumnezeu să ne rugăm ca Dumnezeu să ne pune pe inimă să venim și de seară, la ora 6. Pentru că una dintre constatări este că dimineața suntem mai mult și seara mai puțin. Este același Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciune la toți. Amin. Să ne rugăm Dumnezeu.